Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În China se întâmplă frecvent să apară știri despre biserici clandestine care sunt percheziționate și despre liderii acestora care sunt arestați. Între timp, bisericile care doresc să funcționeze în conformitate cu legea trebuie să obțină permisiunea de la guvern și să se confruntă cu o supraveghere constantă. Cum este să fii creștin în China controlată de comuniști? Vă spunem peste câteva momente. Până atunci vă invităm să rămâneți cu noi pentru că avem și alte subiecte interesante aici la Lumea Religioasă. Aproape de fiecare dată când există un conflict major în Orientul Mijlociu, cum ar fi recentele atacuri ale Hamas asupra bărbaților, femeilor și copiilor israelieni, cineva ridică întrebarea: suntem pe drumul către Armagedon? Este sfârșitul lumii? Ce zice Biblia despre Armagedon și sfârșitul lumii? Vă spunem chiar acum împreună cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Mă bucur să vă regăsesc din nou. Pentru început să ne ocupăm de termenul Armagedon. Ce este Armagedonul? Este un termen specific limbii greci ale Noului Testament, mai precis Apocalipsa, un termen care în concepția populară semnifică războiul final, judecata, distrugerea totală. Să nu uităm că s-au făcut filme, cred că în 89 a fost un film celebru cu numele Armagedon, au fost și alte filme. Deci concepția este unui război total, definitiv. El apare în cultura creștină, apare mai puțin în cultura musulmană, deși escatologia musulmană nu face referire. Și Beatrice, chiar îți spun, dacă îmi dai voie un minut, că am încercat să văd în teologia bisericilor creștine, protestante și tradiționale, care este semnificația și interpretarea Armagedonului, Armeghilor, războiul din Valea lui Meghilo. Biserica catolică, ortodoxă, în mod special catolică, care are o interpretare apocaliptică preteristă, deci evenimentele s-au petrecut cândva în trecutul nostru, deci războiul acesta nu există, este un război spiritual undeva între bine și rău, și cam aici se rezumă toată filozofia, toată teologia catolică. Biserica protestantă în linie mari preia din Biserica Catolică această interpretare. Biserica Ortodoxă, din câte știu eu, are o interpretare futuristă, evenimente care se vor petrece în viitorul foarte îndepărtat cu referire la revenirea Domnului Hristos. Bisericile neoprotestante, iată, am în față Marturile Jehova. Marturile Jehova care au schimbat poziția, ei considerau cândva că este un război fizic, în mod nou, de curând afirmă că nu este o bătălie fizică, este o bătălie spirituală între o alianță mondială a răului și Dumnezeu. Rastafari, comunitatea Rastafari, spun că nu este un război, nu este vorba de un război, ci de o stare generală mondială de războaie, de conflicte. Spuneam și de Islam. Islam nu folosește cuvântul Armagedon, însă în eschatologia islamică se vorbește de suferințe, se vorbește de un timp în care va veni Mahdi, va veni profetul Iisus Hristos, care va conduce poporul lui Dumnezeu în
evenimentele finale, când vor cădea asupra Pământului plăgile. Evreii și cum lumea hindusă nu are conceptul acesta Armagedonului. Iată, așa, o imagine largă a Armagedonului. Cam așa se vede Armagedonul în lumea religioasă. Este însă un termen biblic. Care este poziția biblică? Ce spune Biblia despre Armagedon? Cu siguranță avem foarte puțin timp ca să intrăm în detaliile acestui termen. Apocalipsa capitolul 16 vorbește destul de mult despre el, sunt mai multe versete acolo, de la versetul 14 la 16 vorbește despre un conflict. Deci este un conflict, nu se stabilește natura conflictului acesta, dar să nu uităm că Apocalipsa este o carte scrisă în cheie simbolică. Deci limbajul este simbolic și ca atare interpretarea trebuie să țină cont de contextul acesta. De asemenea, Apocalipsa relatează și evenimente concrete, istorice, reale, deci este o îmbinare între real și simbolic și o interpretare a Apocalipsei trebuie făcută în felul acesta, se vadă evenimente istorice în cheie simbolică. Deci Armagedonul în prospectiva biblică este un război condus de către, spune textul Bibliei, trei spirite de demon, spirite ale lui Satana, împotriva celui atotputernic. Deci nu pare să fie un război condus cu arme, cu bombe, între două națiuni sau între o coaliție de națiuni și alte națiuni. Mai degrabă este vorba de un asalt final a forțelor unite a răului împotriva lui Dumnezeu, împotriva poporului lui Dumnezeu. Însă, din textul biblic apar câteva elemente. Timpul nu-mi permite, însă pentru ascultătorii, telespectatorii noștri, pot să citească la Apocalipsa capitolul 16, așa cum spuneam, versetul 14, 16, 17, nu? Acolo apare o unitate a răului, apare un scop a răului, nu? Apar faptul că sunt conduși de spirite, de demoni și iată, Armagedonul se încheie cu intervenția directă a lui Dumnezeu. Deci nu e vorba de o victorie militară, ci o intervenție a lui Dumnezeu, unde se folosesc cuvintele tetelestai, s-a isprăvit, s-a terminat. Deci războiul Armagedon, ca să-l numesc așa, aduce intervenția directă, imediată a lui Dumnezeu cu închiderea istoriei. Ieri comentam un articol scris în România și autoarea se întreba dacă războiul din Israel este prevăzut în Biblie, dacă ar putea să fie acesta, prin acesta să ne apropiem de Apocalipsa. Iată, presa internațională religioasă aruncă termenul acesta de Armagedon și încearcă să asocieze războiul din Israel cu Armagedonul. Este o asociere, putem asocia. Da, s-a vorbit și de apocalipsa nucleară, s-a vorbit și se continuă să vorbească de această apocalipsă nucleară legată de războiul din Ucraina, de amenințările pe care din când în când apar din partea Rusiei. Deci, Armagedonul nu are de-a face, din toate studiile biblice pe care le-am făcut, cu un război nuclear. Armagedonul nu este sfârșitul lumii printr-un război nuclear. E clar că capacitatea nucleară a lumii este atât de mare încât ar putea să distrugă Pământul de 10 de ori. Dintr-un studiu făcut recent, am înțeles că ar fi suficient 600, 500, 600 de bombe nucleare care să explodeze simultan și să distrugă viața pe fața Pământului. Să nu uităm că în momentul acesta doar America are 500 de testate nucleare, 5.550 de testate nucleare. Rusia are peste 6.000, 6.200, Franța are 300, Anglia vreo 250, China nu se știe, dar cu siguranță are mai multe mii, probabil că are 4-5-6 mii de testate nucleare. Deci doar dacă le punem pe acestea la oaltă, avem o putere destructivă uriașă. Pământul ar putea să fie distrus de nenumărate ori. Însă Biblia, pentru omul credincios, pentru omul care citește, care speră, care crede în Dumnezeu, Biblia nu vorbește despre distrugerea Pământului prin bomba nucleară. Biblia vorbește despre revenirea lui Iisus Hristos. Revenirea lui Iisus Hristos care este nu o veste rea, ci este o veste bună. Venirea Mântuitorului înseamnă speranță, înseamnă terminarea păcatului, înseamnă terminarea morții, înseamnă terminarea suferinței. E clar, înseamnă și distrugerea a ceea ce a însemnat păcat, a lumii noastre murdărite, infectate, dar asta înseamnă construirea unei lumi noi. Deci
în prospectiva Bibliei, a studioșilor, a cărturarilor, dacă vreți, a părinților bisericești, a profeților, nu apare nicăieri o distrugere a lumii prin bomba nucleară, un armagedon nuclear. Armagedonul biblic este un război spiritual între fiii regiirii și Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, curmat cu intervenția directă a lui Dumnezeu. Mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi, Benone Lupu. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! În studio astăzi se află lângă mine pastorul Lucian Floricel și comentează și acest prim subiect. Bine ați revenit la lumea religioasă. Bine v-am regăsit. Ne-am întâlnit și ieri și chiar am anunțat subiectul. M-am grăbit să deschidem această emisiune cu Armagedonul. De ce? Pentru că, iată, oamenii încearcă și nu oricine, presa religioasă, presa religioasă internațională, încearcă să găsească conexiuni. Beni Lupu ne vorbea despre distrugerea pământului prin bomba nucleară, însă până să ajungem acolo, oamenii deocamdată se întreabă dacă Israelul ar putea fi conectat cu ideea de Armagedon și Apocalipsa. Chiar în emisiunea de ieri atrăgeam atenția asupra încercărilor și în mod special la, iată, mass media, încercărilor de a lega anumite evenimente biblice de evenimentele locale din timpul prezent. Și spuneam că nu ar trebui să facem lucrul acesta decât în momentul în care avem o linie biblică, istorică, profetică, o linie care să ne conducă în direcția aceasta. Este adevărat că Armagedonul, așa cum este scris în Apocalipsa, capitolul 16, spune în locul care pe evreiește se numește Armagedon. În realitate, termenul care a fost asociat cu o vale a lui Iosafat, termenul Harmoed în limba ebraică, ne spune că de fapt este vorba de un munte. Deci este un deal, o înălțime a lui Megiddo. Și toți asociază această înălțime cu care este asociată cu valea respectivă, că pe muntele acela a avut loc de fapt o mare bătălie spirituală în timpul profetului Ilie. Când poporul este chemat de profetul lui Dumnezeu, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, lui Dumnezeu sau să fiți împotriva lui Dumnezeu, slujind zeilor din vremea respectivă. Ei bine, profeția biblică ia un fapt care este foarte cunoscut istoric pentru Israel și de acolo pentru toată lumea creștină și îl transferă într-un viitor în care vorbește despre faptul că lupta dintre bine și rău se accentuează cu fiecare zi care trece și mai ales având în vedere că revenirea Domnului Hristos este aproape. Este adevărat. Domnul Hristos, în profeția pe care a făcut-o în Evanghelia după Matei, capitolul 24, el a spus că războaiele și veștile de războaie se vor înmulți tot mai mult pe măsură ce timpul trece. Și nu este ceva neobișnuit și neașteptat. Iată, lumea noastră spune despre lucrul acesta că avem războaie aproape tot timpul, că veștile de războaie se înmulțesc. Chiar ieri era o avertizare că Azerbaidjanul s-ar putea să atace Armenia ca să facă un coridor prin Armenia către o enclavă pe care o are. China cu Taiwanul sau Taiwanul, cum o știu mai mulți dintre ascultătorii noștri, alte zone ale lumii, Eritreea cu zona respectivă, Sudanul de Sud cu Sudanul de Nord. Deci veștile de războaie sunt atât de prezente în lumea noastră și nu este nimic neobișnuit în istoria biblică să trăim într-o vreme de conflict. Însă, conflictul acesta atrage atenția asupra unui alt conflict și anume conflictul spiritual dintre oamenii care doresc să-L urmeze pe Dumnezeu și care doresc binele și cei care se împotrivesc binelui și iată ce se întâmplă în lumea noastră. Punctul culminant al Armagedonului nu este distrugerea pământului, așa cum o înțelegem noi și cum vorbea Beni că se tot vehiculează în mass media, prin nuclear, prin cine știe ce alte mijloace, ci vorbim despre faptul că Armagedonul culminează cu revenirea Domnului Hristos. Când Hristos
va reașeza toate lucrurile când pământul va avea un final a ceea ce știm, adică a ceea ce este rău, și va fi un nou început. Aș putea să spun că Armagedonul în realitate este o veste bună. Acum, este o veste bună. Da, este, dar despre veștile bune ar trebui să se vorbească. Cum se raportează lumea religioasă, iată, la o veste, să spunem, bună, în condițiile în care presa religioasă încearcă cumva să asocieze cu Armagedonul, iar plăcea să găsească momentul în care s-ar produce sfârșitul lumii. De prea puține ori găsești în presa religioasă și în general în lumea religioasă ideea aceasta de revenirea lui Iisus Hristos ca veste bună, ci mai degrabă se vorbește și se accentuează partea aceasta a apocalipsei, a sfârșitului timpului. Da, pentru cum că, se raportează pentru că lumea religioasă pentru că până la urmă? Nu se abordează lucrurile din perspectiva sensurilor, termenilor. Să nu uităm ce înseamnă apocalipsa. În mass media, în societatea noastră, apocalipsa înseamnă ceva dezastruos, ceva cumplit, teribil. Dar termenul de apocalipsa vine din limba greacă și înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos, adică ceea ce El ne-a descoperit cu privire la ce se întâmplă în istoria lumii. Și, din păcate, termenii aceștia, dacă nu sunt înțeleși, atunci ei sunt asociați cu tot felul de evenimente catastrofice, cataclismice. Apocalipsa, dacă este să o analizăm de la început și până la sfârșit, vom vedea că veștile bune sunt mai multe decât veștile rele. Dar este o tendință a noastră spre negativism. Și atunci lucrul acesta se observă cam în orice publicație, din păcate chiar și în publicațiile creștine. Bun, dacă despre sfârșitul lumii nu putem spune mare lucru, putem spune ceva despre revenirea lui Hristos ca date, asta e mai bine să faci aprecieri. Dacă ai ști toată profeția, dacă ai fi un cunoscător al Scripturii, dacă ai fi un riguros căutător și un atent om al Scripturii, ai putea să ajungi prin calcule, prin asocieri, prin interpretări la data la care ar putea să vină Iisus. S-ar termina până la urmă planeta. Păcate, în istoria nu veche, ci în istoria recentă, s-au tot vehiculat date, unele dintre ele chiar cu zi și lună și an. Mai avea de stabilit ora, dar s-a spus mai spre seară, mai la apus, mai la răsărit, cu privire la revenirea Domnului Hristos. Aș vrea să atrag atenția asupra unui singur verset. Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 24, a spus foarte clar, nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul. Însă, în același timp, Domnul Hristos a lăsat niște jaloane, niște semne, care prevestesc, care pregătesc și care ne anunță că revenirea lui este aproape. Și ultimul semn, pentru că am amintit... Accentul nu e pe războaie, deci să fim atenți. Deci nu pe războaie, deși s-a spus, vor fi războaie, vești de războaie, nu cu tremure. Nu acesta ar fi semnul lucruri revenirii. Care par dezastruoase, ultimul semn este unul care ține de partea spirituală. Când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie, în așa fel încât fiecare om să poată să decidă pentru el ce drum alege, Biblia spune mai departe, când Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul sau va veni Hristos. Iată, libertatea religioasă, chiar și din țara noastră, prin faptul că noi facem această emisiune, ne apropie mai mult de acest semn al revenirii lui Iisus Hristos. Și Evanghelia împărăției este propovăduită. Haideți să trecem repede prin încă câteva știri, căci pe 12 și 19 noiembrie, bisericile elvețiene sunt invitate să dedice o zi creștinilor persecutați. În fiecare an, în Elveția, se evidențiază trei țări dintre cele în care creștinii suferă cel mai mult pentru credința lor, pentru a oferi informații, desigur, și rugăciune. Pentru 2023, invitația la rugăciune, cel puțin din Elveția, este pentru Eritrea, India și Mozambic. Iar în nordul Angliei se găzduiește, s-a deschis primul muzeu al credinței. Acest muzeu și-a deschis porțile pe 7 octombrie. Este primul loc în care se spune practic povestea credinței religioase din Marea Britanie.
vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastor Lucian Floricel. Am vrut să trecem puțin și prin aceste două știri frumoase, aș spune eu, o invitație la rugăciune, da, însă pentru părți triste, cum este Eritrea, locul 6 în top 50 cele mai persecutate, e un fel de Coreea de Nord și acolo, Mozambic și India. Despre India am mai vorbit. Să nu uităm că Eritrea s-a desprins de Etiopia, care este majoritar creștină, iar Eritrea este majoritar musulmană și tocmai de aceea avem de-a face cu o criză a celor care doresc să se închine lui Dumnezeu. Iar Mozambicul și India, știm destul de multe lucruri, au fost amintite. Ceea ce este important este faptul că, iată, sunt oameni care cer intervenția lui Dumnezeu. Și poate într-o ocazie ar trebui vorbit până la urmă care este rostul rugăciunii și ce face rugăciunea din moment ce de atâtea ori spunem, iată, și pentru Israel ne rugăm, iată, ne rugăm pentru Eritrea, pentru Mozambic, pentru India și pentru celelalte țări. Care este rostul rugăciunii? Dar poate că vom vorbi altă dată despre... Este adevărat că cam fiecare creștin simte ca pe o datorie sfântă o chemare la rugăciune. Ne notăm 12, 19 și 19 noiembrie. Ne alăturăm bisericilor din Elveția care vor să se roage pentru Eritrea, India și Mozambic. Spuneam că Anglia și salutăm și aici, în nordul Angliei s-a deschis primul muzeu al credinței și asta s-a întâmplat pe 7 octombrie. Iar mai departe, haide să vedem ce se mai întâmplă în China controlată de comuniști, acolo unde a fi creștin este o provocare greu de gestionat. Vine cu detalii pastorul Ovidiu Băluța. Cum este să fii creștin în China controlată de comuniști? Într-un cuvânt, complicat. În China se întâmplă frecvent să apară știri despre biserici clandestine care sunt percheziționate și liderii acestora arestați. Între timp, bisericile care doresc să funcționeze în conformitate cu legea trebuie să obțină permisiunea de la guvern și se confruntă cu o supraveghere constantă. Libertatea religioasă continuă să fie restricționată în China, în ciuda eforturilor diplomaților internaționali și a apărătorilor drepturilor omului. Bibles for China susține bisericile înregistrate pentru a împărtăși cu credință cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia colaborează cu creștini locali pentru a distribui Biblii acolo unde sunt cel mai mult necesare și promovează în felul acesta învățarea Scripturii. Kurt Rovenstein, președintele Biblii pentru China, declară: pentru noi, unul dintre lucrurile pe care le considerăm o oportunitate și o binecuvântare este să fim apărători ai Bibliei împotriva tuturor tipurilor de atacuri la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Fie că se află într-o biserică clandestină sau într-una dintre bisericile înregistrate din China, creștinii chinezi se confruntă cu diverse provocări. Provocările și preocupările actuale ale membrilor guvernului includ modificări ale textului biblic și camere de supraveghere amplasate în clădirile bisericilor. Revanstein îi invită pe credincioși să se roage ca Dumnezeu să ofere bisericii din China înțelepciune și unitate, continuând să-și urmeze chemarea. Uite despre ce este vorba, spune Rovenstein, referindu-se la o vizită recentă în China, unde a văzut unul dintre distribuitorii de Biblii sfătuind un membru mai tânăr despre cum să relaționeze în diverse situații. Ei aveau în vedere o situație actuală dificilă și făceau împreună planuri și se rugau pentru viitoare oportunități de slujire. Asta este chemarea lui Dumnezeu, spune Rovenstein. Nu este despre fugă, este despre rugăciune. Dumnezeule, m-ai așezat aici și mă voi ruga să faci minuni cu acești oameni prin slujirea mea și mă voi încrede în tine. Nu este despre fugă, este despre rugăciune. De multe ori avem încercări mărunte și fugim. Fugim de Dumnezeu, fugim de oameni. Eroii din China ne recomandă o alternativă mai bună. Să ne rugăm. Hmm.
Pastorul Lucian Floricel este aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Și dacă am vrea, n-am putea să evităm subiectul rugăciunii. Ce face o rugăciune pentru o țară comunistă cum este China? Ce poate să facă rugăciunea pentru Mozambic sau pentru Eritrea sau India? Ce poate face acum pentru Israel, pentru Ucraina? Ce poate face o rugăciune? Să ne rugăm și vom observa rezultatele. Cei care trec prin situația aceasta specială în diferitele zone sunt cei care înțeleg cel mai bine rugăciunea. Interesant ce se întâmplă în China. Pentru că în China avem poate cel mai ciudat conflict posibil pe lumea aceasta între cele două cele mai tipărite lucrări din lume. Este vorba de Biblia, care este cea mai tipărită carte din lume, undeva în jur de 4 miliarde de exemplare au fost tipărite, și a doua carte, ca număr de exemplare, a doua carte tipărită, este scrierea comunistă a lui Mao Zedong. Așa că acolo avem un conflict între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul unui om. Și contează foarte mult să te rogi ca Dumnezeu să te susțină într-o societate în care valorile umane, valorile lăsate de Dumnezeu sunt puse sub semnul întrebării de niște non-valori care au fost promovate într-un mod dramatic, comunist, dictatorial, de liderul acelei țări. Iar rugăciunea, sigur, este pentru creștinii din aceste țări, dar rugăciunea aceasta ne face bine și nouă ca să înțelegem binecuvântarea unui stat liber, a posibilității de a face lucrul acesta în siguranță și fără presiune. Și am întâlnit... Eu îmi mulțumesc, da, să-i spunem lui Dumnezeu. Am întâlnit mulți oameni care au probleme cu religia. Însă n-am întâlnit încă un om care să refuze o rugăciune făcută pentru el. Și lucrul acesta spune ceva. Cu siguranță. Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!